Un raport al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că la nivelul județului Suceava se înregistrează un deficit sever de teren forestier pentru acoperirea tuturor solicitărilor de retrocedare. Rezerva de fond forestier este de aproximativ 32.000 de hectare. O situație realizată de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care a procesat documentațiile primite de la comisiile de inventariere constituite la nivelul primăriilor, arată că rezerva de fond forestier este de 31.902 hectare, în timp ce necesarul atinge 87.790,84 hectare, asta însemnând cereri nesoluționate, dar și hotărâri judecătorești nepuse în aplicare. În concluzie, rezultă un deficit de 55.887 hectare de păduri la nivel de județ. În schimb, la terenul agricole ne confruntăm cu un excedent. Rezerva de teren arabil identificat în județul Suceava însumează 141.541 hectare, în timp ce necesarul pentru restituire este de doar 37.718 hectare, rezultând un excedent de 103.822 hectare. Situația realizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu include datele de la comunele Hânțești, Bălcăuți și Bulturești, ale căror documentații se află încă în lucru. Raportul celor de la Cadastru menționează că 80 din cele 98 de comune din județ au solicitat cofinanțare pentru activitatea de inventariere a terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. Cofinanțarea a fost acordată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în cuantum fix de 6 lei pe hectar. În situația în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, persoanelor îndreptățite li se va atribui un teren pe un alt amplasament în următoarea ordine. Pe terenurile din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciară, pe izlazul comunal, pe terenul proprietate publică, trecut în condițiile legii în proprietatea privată a satului sau pe terenul proprietate privată a statului care a fost administrat pe raza unității administrativ-teritoriale de instituție, stațiuni de cercetare și alte instituții publice, pe terenul proprietate publică, trecut în condițiile legii în proprietatea privată a statului sau pe terenul proprietate privată a statului care a fost administrat de instituție, stațiuni de cercetare și instituții publice pe raza localităților învecinate aflate în același județ.